Acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Frați creștini, suntem în duminica pe care o citim în calendar ca fiind duminica izgonirii lui Adam din Rai. Ne întrebăm de ce oare se cheamă duminica izgonirii lui Adam din Rai? Pentru că, în afară de ce a citit domnul Gărghiță puțin pe la strană și în afară de lucrurile pe care le citim din slujba Sfintei Trenii, în Sfânta Liturghie și nici măcar în Evanghelia de astăzi, nu auzim nimic despre Adam. Și ne punem întrebarea de ce se cheamă Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Ei bine, fraților, în Evanghelia de astăzi, ca și întreg mesajul Sfintei Liturghii de astăzi, vine ca un tratament, ca o soluție, ca un drum de întoarcere pe care Dumnezeu îl pune înaintea omului pentru a reveni la o stare mult mai bună pe care noi am avut-o cândva. Și ne întrebăm care este starea cea bună pe care noi am avut-o cândva. Dar un creștin care este stăpân pe propria sa identitate, care știe de unde vine, care este scopul vieții sale pe pământ și încotro se îndreaptă, nu mai are nevoie de prima teză a discuției și anume de starea lui omului alături de Dumnezeu în Rai și de faptul că el s-a desprins din Dumnezeu din cauza neascultării și a căzut aici, în această misiune pe pământ, ca să-și recâștige raiul pe care l-a pierdut odată. Așadar, Dumnezeu ne provoacă să ne punem această întrebare. Cine suntem? De unde venim și încotro ne ducem? Pentru că este o întrebare firească. Și la catehezele pe care le-am avut cu tinerii la biserică, toți au rămas muți la această întâmplare din viața lor, că au ajuns pe pământ fără să intreve nimeni, trăiesc după libera lor alegere și fără să intreve nimeni, cineva le smulge ștecherul din priză la un moment dat. Pentru că au văzut la bunicii lor, la părinții lor și așa mai departe. La colegii lor. Și atunci ne întrebăm, noi suntem aici fără să ne întrebe nimeni dacă vrem sau nu? Și plecăm de aici fără să ne întrebe nimeni dacă vrem sau nu. Într-o lume a libertății, într-o lume a liberii alegeri, totuși noi stăm între două lucruri fixe față de care noi nu avem niciun merit și nicio contribuție. Nașterea noastră și moartea noastră. Ceea ce se întâmplă între este clar. E în mâinile noastre, este prezentul nostru, este timpul nostru petrecut lângă Dumnezeu sau în afară de Dumnezeu. Dar ca să înțelegem mai bine că nu avem toți conștiința faptului că noi suntem, avem acest destin al veșniciei, acest destin după care a fost construit omul să fie nemuritor, să fie Dumnezeu, să fie îndumnezeit. Să aibă o relație de prietenie, de mare apropiere față de Dumnezeu. Nu toți înțeleg lucrul ăsta, sau foarte puțin, prea puțin. Nici măcar noi venim duminică de duminică la biserică și nu distingem parcă, nu distingem esența lucrurilor. Scopul vieții noastre nu se întrezărește printre toate ocupațiile noastre de zi cu zi. Și atunci
Dacă deschidem un pic primele file ale Sfintei Scripturi, observăm acolo un Adam, observăm acolo un Adam și o Evă, pe care Dumnezeu i-a făcut pe pământ, din pământ, și după ce i-a desăvârșit și le-a suflat har, i-a așezat în rai. Le-a dăruit din Duhul Său, din harul Său și din lumina Sa. Și atât i-au rămas acolo, bucurându-se de toată icoana nemuririi pe care o reprezintă raiul, pe care o reprezintă comuniunea cu Dumnezeu. Adam și Eva erau înțelepți. Adam și Eva erau curați. Adam și Eva erau iscusiți în a stăpâni toată creația. Ei erau împărații creației. Înțelegeau făpturile, înțelegeau animalele, înțelegeau rațiunile lui Dumnezeu din fiecare frunză. Și aveau o relație cu Dumnezeu de mare apropiere. Iar Dumnezeu nu l-a vrut doar făptură. L-a vrut o făptură îndumnezeită. Și atunci Dumnezeu a început cu Adam școala de săvârșire. Și a ales Adam să facă această școală a nemuririi, trecând printr-o cale mult mai anevoioasă și mult mai grea, și anume calea neascultării decât calea ascultării. Și aflăm de la Dumnezeu că îi dă această primă lecție lui Adam. Adame, iată, ești în mijlocul creației. Ești liber să te bucuri de tot ceea ce ți-am creat, ce am creat pentru tine. Dar ca să înțelegi rațiunile mele spre desăvârșire, trebuie ca tu să faci ascultare și din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Din toate celelalte poți să mănânci. Dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. Bineînțeles, i-a pus la dispoziție Dumnezeului Adam un post. A fost o primă școală a lui Adam și anume ascultarea. O primă lecție. Și atunci, Adam, care era obișnuit când avea relația aceasta apropiată cu Dumnezeu, s-a supus acestei voie a lui Dumnezeu. Pentru că, mai mult decât atât, Adam avea o stare feciorelnică, o stare de neprihănire, o stare pe care doar copiii o au. Dacă diavolul ar fi venit în fața lui și ar fi cerut simplu un lucru rău vădit, Adam trântea cu diavolul de pământ de nu se vedea. Dar diavolul a știut că în fața unei astfel de făpturi nu poate veni decât cu un vicleșug. Și prima oară s-a ascuns într-un șarpe. Pentru că șarpele, știa și Adam lucrul acesta, era o făptură dăruită de Dumnezeu cu multă înțelepciune. Până și Mântuitorul Iisus Hristos spune: fiți blânzi ca porumbeii și înțelepți ca șerpii. Deci șerpii aveau o înțelepciune, printre toate făpturile necuvântătoare, el avea o înțelepciune aparte. Și Adam se sfătuia cu făpturile și avea un dialog permanent cu făpturile. Și mai ales cu șarpele, pentru că îl știa înțelept. Și iată, diavolul ia chipul șarpelui și vine la Adam. Din moment ce a luat această haină a înțelepciunii, diavolul a avut o intrare directă la împăratul creației. E bine, diavolul, chiar și așa, nu s-a oprit din viclenie. Deși era deghizat,
Diavolul a intrat în psihologia lui Adam. Pentru că diavolul avea și el experiența căderii. Și a spus, dacă Dumnezeu pe mine m-a făcut cu liberă alegere și eu, mânat de dorința de a progresa propria existență, mânat de dorința de a fi cel mai strălucitor, mânat de dorința de a fi cât mai aproape de Dumnezeu și cât mai prieten cu Dumnezeu, am căzut prin libera mea alegere, fără dar și poate, spune și Sfântul Ioan Gură de Aur și Sfântul Ioan Damaschin. Adam avea și el aceleași preocupări interioare. El dorea foarte mult să propășească, să evolueze duhovnicește. Își dorea foarte mult, este în firea noastră. Acest lucru. Suntem tot timpul preocupați să fim mai buni, să fim mai sus, să fim un etalon. Și iată că diavolul nu face nimic altceva în această discuție decât să lucreze cu materialul cu el. Diavolul a ghicit foarte bine ceea ce se întâmpla printre frământările lui Adam. Și a venit exact cu acest dubitativ. Oare a zis el Dumnezeu? Oare nu cumva? Oare nu cumva? Raiul este mai aproape decât crezi. Dar Dumnezeu vrea ca tu să primești această școală mult mai greu? Oare nu cumva, doar mâncând de acolo, scurcircuitezi toată această școală și toată această filozofie la care te invită Dumnezeu și pur și simplu, nu trebuie, e simplu, gustă din măr și ajungi acolo unde vrea Dumnezeu. Poate Dumnezeu chiar vrea să vadă dacă tu îți dorești cu adevărat să ajungi acolo. Dar ceea ce este mai interesant este că diavolul nu s-a adresat direct lui Adam. Nu spune Scriptura. Ci s-a adresat Evei. Aici este a treia mișcare din pleana diavolului. Și știți de ce? Nu pentru că Eva era mai slabă. Nu pentru că Eva era mai săracă duhovnicește. Ci pentru că legea pe care Dumnezeu a dat-o omului din toate lucrurile, de toate lucrurile din rai să te bucuri, dar de omul cunoștinței binului și răului să nu te atingi, această lege i-a dat-o direct lui Adam. Iar Eva cunoștea această lege prin Adam. De aceea și-a permis diavolul să zică, oare cumva a zis a Dumnezeu să nu mănânci? Oare tu ai încredere în Adam? Iată un moment în care diavolul îi pune la încercare ascultarea Evei față de Adam. Încrederea. Cât a fost ea de dedicată capului ei, care era bărbatul. Și foarte interesant, Eva se grăbește să mănânce din măr. De ce? Ca să câștige desăvârșirea și îndumnezeirea înaintea lui Adam. Deci ea, dintr-o dată, dorește să-i facă o surpriză lui Adam și cel față de care ea avea ascultare să fie mai prejos decât ea. Adam era mai vechi în omenie decât Eva, dar Eva vrea să fie mai veche decât Adam în îndumnezeire. Iată graba, iată lăcomia, iată pofta ce era a omului. Aici e păcatul, nu faptul că a gustat din măr,
ci faptul că această sete de a fi mai sus și-a manifestat-o într-un mod ieșit cu totul din ascultarea lui Dumnezeu. Și atunci când suntem lacom, atunci când ne grăbim să fim plini de mărire, atunci când dorim, când obținem poziții, funcții avantajoase, fără voia lui Dumnezeu, fără ascultarea lui Dumnezeu, toți cei din jurul nostru suferă. Și când a căzut Eva, a căzut și Adam, pentru că și-a ieșit din ascultarea lui de stăpân al femeii. Și a devenit el supus propriului său slujitor. Iată un lucru teribil. Adam și Eva gustă din pom și își pierd, ies din iubirea și din ascultarea lui Dumnezeu. Bineînțeles, Dumnezeu a văzut lucrurile astea și a început să strige pe Adam. Adame, Adame, unde ești? Nimic. Adame, Adame, ce s-a întâmplat cu tine? Nu l-a întrebat Dumnezeu pe Adam unde este, că nu îl găsea prin grădina raiului. Ci la ce statură, la ce nivel ai ajuns? Ia aminte ce ai greșit și vezi de te îndreaptă. Iată, Dumnezeu a venit imediat cu medicamentul. Dar Adam n-a vrut să-l vadă pe Dumnezeu. N-a vrut să-și asume propria greșeală. O altă prăpastie pe care și-o construiește Adam și în care urmează să se arunce. Faptul că nu și-a asumat greșeala, nu a fost el stăpân, a ieșit din misiunea și din ascultarea pe care o avea în responsabilitate și pe care și-o asumase în fața lui Dumnezeu. Și hop, Adam mai cade pe treaptă. Refuză medicamentul lui Dumnezeu. Nu, Doamne, nu eu, ci femeia pe care Tu mi-ai dat-o. Femeia spune, nu, Doamne, nu eu, ci șarpele pe care Tu l-ai făcut. Dar unde v-a fost vouă discernământul? Unde v-a fost vouă ascultarea? Oare nu era mai bine stând de vorbă cu șarpele și încălcându-l ascultarea înainte de lucrul ăsta, să mă fi întrebat și pe mine? De multe ori facem un lucru de capul nostru, chiar dacă șovăim și nu știm dacă e bine sau rău. Dar uităm să ne facem o cruce. Uităm să facem o rugăciune la icoană. Uităm să venim la duhovnic să ne întrebăm. Uităm să ne gândim la Dumnezeu înainte de a face un pas pe un drum pe care nu-l cunoaștem și care ne poate otrăvi viața. Iată că Adam cade. Vreau să vă spun, fraților, că în poziția mea de slujitor al bisericii, de-a lungul anilor, am văzut foarte multă suferință printre oamenii credincioși, printre cei din societate. Am văzut foarte multă suferință prin spitale. Am văzut foarte multă suferință la sfinți și la oameni pentru păcatul lumii, dar și pentru propriile lor păcate și erori în viața duhovnicească. Am văzut suferința oamenilor care își pierd pe cel drag. Am văzut suferința părinților care își pierd copilul. Am văzut suferința
oamenilor care își pierd casa, care își pierd familia întreagă, oamenilor cărora nu le se mai dă voie să se întoarcă pe pământul natal, oamenilor exilați. Am văzut suferința interioară a oamenilor care sunt foarte preocupați de viața duhovnicească și își câștigă, Domnule, o bucățică de har prin purtarea lor de grijă, prin trezvia de care sunt atât de preocupați. Și dintr-un moment de neatenție pierd bucata aia de har pe care au pierdut-o, au câștigat-o într-un an, 2, 3, 4 ani de zile. A fost un moment de neatenție, o vorbă scoasă, care a adus tot dezastrul sufletului și trebuie să o ia de la cap. Și o știți și dumneavoastră experiența aceasta, din propriile dumneavoastră trăiri. Câtă suferință este după ce ai făcut păcatul care te stăpânește? Câtă suferință este atunci când ai păcătuit după o lungă perioadă în care ai stat viteaz în războiul cu patimile cu care te lupți? Și, Domnule, dintr-un moment de neatenție, ai pierdut tot. Vreau să vă spun că nimic, dar nimic, nicio suferință de pe lumea asta nu se compară cu suferința pe care a avut-o Adam în momentul în care s-a văzut în afara porților raiului. Câtă dulceață, câtă iubire, cu câtă bucurie era înveșmântat Adam. Și era martor la toată frumusețea de care era în stare Dumnezeu să ofere făpturii sale. Și dintr-o dată a pierdut tot. Dintr-o dată a pierdut întreaga sa demnitate și întreaga sa identitate. Că de n-ar fi fost Adam cuprins de mila lui Dumnezeu și să-i dea trup de carne, pentru că știm cu toții că Adam în rai avea un trup de lumină, un trup duhovnicesc, un trup nestricăcios, neîmbătrânitor, ca și întreaga creație. Nu îmbătrânea. Spun Sfinții Părinți că nici măcar nu existau anotimpuri. Totul era verde în floare și copt. Pomii aveau și floare și muguri și fructe. Vă dați seama la câtă frumusețe era părtaș Adam? În ce slavă era îmbrăcat Adam și cât de mare a fost dezastru? Și cât a plâns Adam 5.000 de ani în adâncurile iadului pentru că a pierdut un lucru atât de delicat, atât de frumos. Ce mi-o fi lipsit mie ca să ascult eu de șarpe? Nu vă imaginați suferința aceasta. Cum nu vă imaginați la scară mult mai mică suferința unui sfânt când pierde harul judecând pe un frate de mănăstire sau pe oricine. Această primă teză, fraților, a mesajului bisericii pentru sufletele noastre din duminica de astăzi, noi trebuie să o știm și să o conștientizăm. În primul rând, trebuie să știm cine suntem, că suntem suflete desprinse din ființa lui Dumnezeu, din rațiunile și prin lucrarea minunată a lui Dumnezeu, că suntem datori să ne întoarcem în patria pe care am pierdut-o, și că misiunea aceasta pe pământ, de care nu ne-a întrebat nimeni, dacă vrem să o avem sau nu, este ca să ne redobândim, raiul pierdut. Așadar, fraților, să nu ascultați de normativele dreptului comun
care spun că ai dreptul la viață. Că ești liber să faci ceea ce vrei cu viața ta. În primul rând, gândește-te dacă nu cumva viața este altcuiva și nu a ta. Iar în al doilea rând, gândește-te dacă nu cumva ceea ce este un drept în fața lui Dumnezeu de fapt să fie o obligație. De aceea Dumnezeu e mâhnit de cei care și-au viața. Pentru că trădează misiunea la care au fost chemați. Viața nu e un drept. Este o obligație, este o misiune pe care trebuie să ne asumăm cu bărbăție. Și orice s-ar întâmpla cu viața noastră, în viața noastră, soluția este în ascultarea lui Dumnezeu. Și vă spun încă ceva. Adam a căzut din rai pe pământ. Dar existența lui Adam pe pământ a fost un iad, știind ce a pierdut în rai. Fraților, pentru noi acest pământ este raiul nostru. Aveți grijă, nu cumva prin această nepăsare, prin această indolență față de viața duhovnicească, să cădem în adevăratul iad. Deci și noi suntem chemați la ascultarea lui Dumnezeu și noi suntem pasibili să vedem păcatul și moartea. Dacă nu suntem atenți cu ce facem cu această misiune a vieții noastre. Iată câtă responsabilitate, câtă responsabilitate pe umerii unui biet om. Deja întrezărim pe pământul pe care trăim chipuri ale iadului. Pentru că pe această lume avem ocazia să vedem și pe Dumnezeu coborât pe pământ, dar avem ocazia să vedem și lucrările demonice care aduc atâta suferință și atâta haos în lume. Și e suficient să ne uităm spre cel mai mic și mai concentrat, cea mai concentrată valoare de pe pământ. Familia. Ne uităm un pic la familie și observăm un lucru. Că bărbații îl urmează pe Adam, cel căzut, iar femeile urmează pe Eva. Bărbații abdică de la a fi stăpâni pe propriile lor familii, abdică de la responsabilitatea de a fi cap al femeii, abdică de la responsabilitatea de a fi stăpân și la faptul că trebuie să dea seamă pentru ceea ce se întâmplă de la el în jos, soție, copii și mediul unde trăiește familia. Trădează această primă ascultare a lui Dumnezeu și iată ce face. Mai țineți minte pe pedeapsa care a dat-o Dumnezeu lui Adam când a căzut, când a fost alungat din rai? Cu sudoarea frunții tale îți vei câștiga pâinea. Ce face omul? În loc să asculte de această nouă misiune pe care ți-o dă Dumnezeu, mulți o consideră blestem. O fi blestem, dar e mai mult decât un blestem, este un medicament. Este o cale de întoarcere către rai. Cu sudoarea frunții tale, cu ceea ce vei simți în trupul tău de carne, vei putea, ca prin suferința acestui trup, să reușești să ajungi înapoi la rai. Omul ce face? Temează Dumnezeu să-mi câștig pâinea cu sudoarea frunții? Dar de ce? Că am făcut un mecanism care sapă singur. Am făcut un mecanism care se cere singur.
Am făcut un mecanism care procesează singur bucatele. Ba mai mult decât atât, nu mai am nevoie de bucatele lui Dumnezeu. Pentru că mi-am construit eu singur propriile bucate. Dar oare de ce am eu nevoie de toate prelungirile acestea duhovnicești ale existenței mele? De ce am eu nevoie de minte când eu fac un calcul matematic, poate îl fac într-un minut? Această ecuație o rezolv într-un minut. Dar iată că am făcut eu un creier mult mai bun decât a dat Dumnezeu, un calculator care face într-un minut milioane și milioane de ecuații. Oare nu cumva pot eu să îl și mătur pe Dumnezeu din propria mea lume? Și să-l duc acolo unde este locul și să mă lase pe mine să-mi văd de treaba mea, că știu eu mai bine să ascult de mine decât să ascult de el. Dar omul bun se vede după roade. Și dacă am sta un pic sincer să analizăm, evoluția tehnologică a distrus mai mult omul și generațiile, a omorât mai mulți oameni și a dus mai multă suferință decât să salveze hărnicia omului în avantajul câștigului de timp liber, știți cum îi spunem noi. Haideți să ne uităm și la femei. Ce a spus Dumnezeu femeii când a fost izgonită din rai? Când durere îți vei naște prunci. Dar oare nu mai bine să renunți la acest travaliu și să nu mai trec prin această școală pe care mi-a pus-o Dumnezeu înainte? Și iată ce a făcut femeia. Milioane și milioane de decizii prin care s-a încălcat ascultarea lui Dumnezeu și femeile n-au mai născut. Și împreună cu bărbații s-au făcut părtașe, împreună s-au făcut părtași a tuturor milioane și milioane de ucideri prin avort. Ce repercursiune are aceasta asupra generațiilor următoare? Păi vă spun îndată. Dacă bărbatul nu mai știe să fie cap și stăpân, dacă femeia nu mai știe să fie supusă bărbatului, legile familiei și existenței pe pământ nu se mai respectă. Și atunci omenirea este în plin dezastru. Și ne mai întrebăm de ce atâta suferință. Mă întreabă copiii tineri la cateheză, de ce îngăduie Dumnezeu să se nască copii bolnavi? Cu ce au greșit acei copii? Ei n-au greșit cu nimic. Dar noi, obișnuiți să nu mai fim sensibili la suferința celor din jur, Dumnezeu ne dă cea mai adâncă suferință pe care o putem observa. Suferința unor suflete neprihănite. Ia, măcar cu asta să vă înmoi inima. Măcar cu asta să vă aduc înapoi la Dumnezeu. Dar lăcomia de a ajunge mai sus, ispita aceasta în care a căzut și Adam, este încă vie, este încă printre noi. Nu poți să renunți la un câștig considerabil, renunțând să comercializezi un produs care face rău oamenii. Dacă eu opresc această comercializare cu acest produs, eu cum o să mai trăiesc? Cum să mă pot întreține doar dintr-un salariu când eu am atâta bunăstare și stăpânesc corporații și state și societăți internaționale? Ei, vedeți unde este ascultarea noastră?
în teza a doua a mesajului Evangheliei de astăzi, pune accent și biserica, și slujba, și liturghia de astăzi. Dumnezeu întinde trei scări către omul de acolo, din groapă, și spune atât. L-a văzut Dumnezeu pe om că e slab. Nu-i mai cere nimic. Nu-i mai cere să înțeleagă rațiunile Creatorului. Nu-i mai cere să înțeleagă treptele Harului. Nu-i mai cere să distingă energia necreată de energia creată, de energia rea, de energia bună. Nu mai cere să vadă lucrurile care în mod normal le vezi cu ochii duhovnicești, cu o preocupare teribilă asupra vieții tale lăuntrice. Nu-i cere nimic. Atâta spune. Iartă greșelile celor care ți-au greșit ție, ca și Dumnezeu să te ierte pe tine. Este o cerință minimă pe care o cere Dumnezeu. Și încă ceva. Dacă vrei un pic mai mult, uită-te un pic la post. Uită-te un pic la trupul tău. Și o să te descoperi ca fiind o altă persoană decât ce crezi tu că ești. Și dacă vrei un pic și mai mult, iată această a treia scară, și anume milostenia. Și tot ce faci pe pământul ăsta, să faci pentru Dumnezeu și pentru a-ți construi, de a te obișnui cu raiul în care vei fi chemat. Dacă postul îl vei împleti cu faptele tale cele bune, spune Sfântul Proroc Isaia în felul următor. Iată, boala se va lua grabnic de la tine. Dacă rămâi în faptele bune ale lui Dumnezeu, boala se va lua grabnic de la tine. În față va merge dreptatea. În fața ta va merge, oriunde vei merge, în fața ta va merge dreptatea, iar în spatele tău slava lui Dumnezeu. Ce o fi vrut să spună Sfântul Proroc? Și mai mult decât atunci, când îl vei chema pe Dumnezeu, El va fi lângă tine și vei spune: Hei, Doamne, și El va răspunde: Aici sunt lângă tine. Oare nu seamănă această stare ideală pentru om cu starea lui Adam, din care a căzut odinioară? Înțelegeți, fraților, că noi suntem chemați la patria pe care a pierdut-o Adam și fiecare în viața lui are misiunea de a-și trăi propriul său destin ca desprins din Dumnezeu, ajuns pe pământ și cu responsabilitatea de a te întoarce înapoi lângă Dumnezeu. Asta e scopul vieții noastre. Urmează postul. Urmează Sfântul și Marele Post al Sfântului și Marelui Post al Paștelui. Și iată, ne întinde Dumnezeu acest parcurs prin care am mai trecut și pe care suntem datori să-l retrăim. Luați aminte că este o ocazie să te întâlnești cu Dumnezeu. Scopul, să știți că nu este extazul învierii. Culmea, scopul postului nu este extazul învierii, ci este să menținem cât mai mult starea noastră dintr-un început al postului. Nu vă aduceți aminte anul trecut, acum 2 ani, acum 3 ani? Cât de concentrați, cât de bine ne-am simțit duhovnicește atunci când am plâns și ne-am căit pentru faptele noastre și pentru păcatele noastre în slujbele postului
din prima săptămână. Și n-am mâncat aproape nimic. Și ne-am îngrijit de această... de acest menaj duhovnicesc pe care suntem responsabili să-l avem. Și atât de bine ne-am simțit când am luat prima linguriță de dumnezeire din Sfântul Potir. Ei, starea aia trebuie să o ținem tot costul. Chemările cele trei ale Sfintei Evanghelie de astăzi suntem datori să le ținem tot costul. Și mai mult decât atât, trebuie să simțim încă de la început murmurul cântării care o auzim repetat la slujbele Sfintei Învierii. Ziua Învierii să ne luminăm și să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Să iertăm tuturor toate pentru Înviere. Și așa pururea să strigăm, Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte, din iad, din iadul pierderii comuniunii cu Dumnezeu, viață dăruindu-ne. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.